Dumnezeu s-a uitat la noi. Mulțumim, doamna mea. Moștenim o tradiție culturală și suntem obligați să o ducem mai departe. Iar astăzi, în executiv de dimineață, am aprobat caietul de sarcini pentru scoaterea licitație pentru proiectare și execuție transformarea casei Bedicenilor în casa muzicii Ion Vidu. Casa Vidu, în casa muzicii Ion Vidu. Și discutam înainte cu Manuela, înainte de a intra aici, trebuie să intabuleze protopopiatul și să ne predea nouă turnul Sfântul Nicolae pentru a-l reface și pentru a reda rugojenilor, astfel încât încet, încet, chiar dacă am pierdut foarte multe clădiri, ne luptăm să le primim înapoi, așa cum am primit și clădirea poliției și a securității și aia din Dregan 6 și prin spatele tribunalului și aici și la Casa Muzicii. Cam toate trebuie să ne luptăm să recâștigăm policlinica în așa fel încât averea orașului să se refacă așa cum a fost. Merită să fie refăcut așa cum a fost. Vă mulțumesc din suflet.